Și a fost lansat și candidatul Partidului Ecologist Român Gorj la Bălești, Cătălin Stolojanu. Este cel care a fost desemnat să intre în lupta pentru fotoliul de primar al comunei de către președintele PER Gorj, Viorel Caragea. Cătălin Stolojanu a declarat că intră cu încredere în lupta pentru fotoliul de primar al comunei Bălești. Eu merg cu convingerea că lumea va aprecia ceea ce am făcut eu pentru comuna Bălești, atât din punct de vedere atât din postura de viceprimar, cât și postura de om de afaceri în comună. Și vreau să cred că au apreciat lucrul ăsta și mă vor vota pentru funcția de primar al comunei. De ce PER? PER mi s-a părut un partid mic, dar în același timp cu oameni buni și un partid mai puțin politic, să zic așa, adică mai puțin angrenat politic, care nu face blaturi cu alte partide politice. Conducerea Partidului Ecologist Român, filiala Gorj, dorește să aibă candidați în toate comunele din Gorj. Sperăm să fim pe locul 2 la Bălești. Nu ne bătăm cu apă rece că putem câștiga chiar primăria, dar sperăm să fim pe locul 2. Cum avem și în alte comune, o să vedeți în perioada următoare oamenii responsabili, serioși și care vor să facă ceva pentru comunitate, la nivel de județ, noi vrem să intrăm în Consiliul Județean și în Consiliul Local, mai ales. Avem o dragoste deosebită să ne aflăm la masa negocierilor. În toate comunele sperăm să reușim să avem candidați. Suntem pe un trend foarte, foarte ascendent. În câteva luni am reușit să avem peste 1000 de membri. Cătălin Stolojanu a fost viceprimarul comunei Bălești.